Bine ziua și bine v-am găsit. Astăzi o să mă întorc la marca roșie, la măcile roșii, la cele două, să vedem dacă după stimulare și-a mărit activitatea. Uleiul esențial l-a consumat foarte bine. L-am învelit să fie bine, să fie cald. Și ceară construiește ceară. Iată ce s-a întâmplat de data trecută. Iată, a construit ăsta la ceară de numai. Eu ziceam că nu prea are treabă el cu ceară, da? Îi place un pic cu stimularea cu ăla și începe și construiască aceste punți de trecere. Și să luăm ramă cu ramă, să văd dacă aici a rămas un picior de la sită. Iată, să luăm ramă cu ramă, să văd. Da, și propolizează foarte tare, deci se poate vedea acest lucru. Această matcă are un alt tip de comportament, care mai aici o ramă goală. Să văd ce a făcut ea de când am lăsat-o eu în pace, cum s-a comportat. Albina scade încet și îi pot face un schimb de rame cu matca bătrână. Matca bătrână, uitați ce curată lasă rama. O ramă bună de oaș. Dar matca, indiferent cât spații, da, ea va oa doar pe ramele care consideră ea. Iată ce de propolis are aici. La pietura ramelor a pus la propolis. Aici a adus un pic de nectar. Deci, practic, aceasta este cuibul, de aici începem. Începe cuibul și să vedem cât și-a extins oa, că data trecută eram surprins că nu avea prea tare extins cuibul. Acum se vede dacă tot au făcut atâta ceară în paragină, zic eu. Se văd dacă a venit cu oatul cât a crezut ea. Da. De data aceasta a făcut o treabă bună, că iată, dacă țineți minte, o apă două ramă. Iar acum sunt la a șasea ramă și aici este și dânsa, cea marca roșie aici, pe mijloc, și a oat toată rama aceasta, foarte frumos. E bine că își păstrează însușirile lungi, maică sa, să zicem așa. În mod normal, n-aș mai vrea ce să văd în cuib, decât dacă ouăle respective, puietul respectiv, să găsesc o ramă cu puiet căpăcit de la dinsa, să văd care e nivelul de căpăcire. Iată, ia uitați, e destul de frumos. Da, e foarte frumos, deci și-a păstrat caracteristice
caracteristicile lui marca de origine. Foarte frumos. Și cred că dacă depune astfel ouă, așa extins pâlbul, o să fie foarte bine. Văd că nu trebuie ajutată. Mă uit dacă mai am loc în partea unde este maică-s aceste măci. Mama și fiica amândouă. Îi scot o ramă. Scot această ramă ca să dau în partea din față la oa. O să o dau la oa, fiindcă este goală-goală. Bun. Și peste o săptămână vom veni și vom decide cum procedăm. Bun, până aici. Ia să aduc. Ei acum aici în capăt îi pun rama aceasta. E goală. Dar am văzut că nu ține cont de rame. Aduc o diafragmă. Am adus o diafragmă și o punem în capăt. Doar ca să ocupe spațiul gol. Bun. Aici nu mai avem ce face. La marca asta am văzut că e bună. O să-i dublez cantitatea de ulei esențial. Ar bine să-i pun șerbet. În temperaturi scăzute, ele nu prea consumă șerbetul. Asta am observat. Este de luat în calcul. Probabil trebuie să stea deasupra ghemului și atunci va fi totul bine. Ia, ce bine arată asta. Așa, îmi place. Ia să mutăm un pic camera mai. Așa, deci îmi place foarte mult cum arată. În acest moment, ia să luăm jucăria asta de clește, scoatem diafragma, aici, dacă țineți minte, o să vă pun link-ul spre filmul trecut ca să-l puteți vedea. Aveam mult puiet, foarte mult puiet și a eclozat acel puiet. Și iată ce s-a întâmplat. S-a umplut. Deci important este să aveți puiet căpăcit și să fie sănătos. Atunci acel puiet când eclozează, o să vă umple supul cu albic. Mai greu e de ajuns la acel pui. Iată, aducem această ramă la matca aceasta. Are un pic de miere pe ea. E numai bună pentru a o a mai departe. Deci o să fie plin cu albine într-o săptămână aici. O să avem albină foarte frumoasă. Bun, continuăm între timp cu uleiurile esențiale și să sperăm că totul va fi bine. Până la următorul film, numai bine!